Ok, dorința mea. Like New York City in the daytime, I like New York City in the nighttime. You say you like sleeping with the air off, I don't, I need it on. You like the light coming through the windows, I sleep late so I just... Hei, neața tuturor, este o nouă zi și am ajuns iarăși în holul hotelului New Yorker, se numește, și este super tare, este în centru, îmi place foarte mult. Asta este outfit-ul meu de astăzi, cu adidasii minunați, care îmi plac foarte mult și de aceea îi port foarte, foarte des. Așa că hai să chemăm liftul și să plecăm! Și am ajuns într-un restaurant cu mâncare de dimineață specific americană. Arată super bine, mi-amintesc de Los Angeles când eram cu Răzvan. Răzvan e foarte bun la alesul restaurantelor. Ok, și a venit masa, arată super tare, exact cum știam în Los Angeles. De-abia aștept să încep să mănânc, dar înainte trebuie să vă arăt și vouă cum arată. Continuăm aventura noastră prin New York. Am plecat de la masă, a fost delicios. Mami și tati acolo în spate. Eu aici cu Răzvan, care este foarte gânditor și la 18 ani deja maturitatea atinge cote maxime. Deja mă gândesc la taxe, politică. Așa. Iar acum noi mergem către Central Park. Da. Ce frumos sună, mergem către Central Park. Foarte tare. Ok. Deci, hai să mergem! Și suntem iar în Times Square, arată super colorat și super drăguț. Oh my god, câte TikTok-uri vreau să fac pe aici. Deci chiar arată super. Este de vis. E pur și simplu de vis. Hey. Mama Gogan și cu tati Gogan. Woo! Foarte mulți oameni care stau la umbra acelui fluir enorm. Și am ajuns într-o zonă foarte drăguță la umbra unui fluir enorm. Se vede super, se vede tot Times Square de aici. Wow. Hei lume, unde credeți că suntem noi acum? Suntem în Central Park. Ta-da! Parcul care este în toate filmele făcute americane. Trecem pe sub un pod. N-am văzut scene sub podul ăsta, dar sigur e ceva. Și am ajuns la o fântână foarte, foarte frumoasă, unde se pun dorințe, se îndeplinesc dorințe, mă rog. Și eu tocmai am aruncat o monedă și o să mai arunc una și pentru acest video, ca să vedem dacă mi se îndeplinește dorința. Și pe fundal se aude pieza lui Shawn Mendes, ce frumos! Ok, dorința mea. Mystery, don't wanna know, we don't talk anymore. Deci sunt braște testoase aici, în apă. Bună! Sunt cu Răzvan pe Broadway și sunt o grămadă de chestii drăguțe aici. Oh my god. Ce tare. Subway cu culori acolo la fel. Căutăm un musical la care să ne uităm. Și cred că am ales Aladdin. Ok, am hotărât, sunt cu Răzvan la Aladdin. Ne-am luat bilete, au fost foarte scumpe. Gen, cel mai ieftin bilet a costat 60 ceva de dolari. Și un bilet ok să vezi ca lumea era 200 de dolari. Dar e ok, 120 de dolari, dar măcar o să vedem și noi primul nostru musical aici pe Broadway. Cum ar fi Răzvan? Musical pe Broadway. Da, sună super drăguț. Cum ar fi Răzvan să, peste ani, să te văd pe tine acolo? Sau și pe mine, dar eu te văd pe tine acolo. Ok, urcăm pe niște scări foarte drăguțe. Simt că trebuia să mă îmbrac mai elegant, dar e ok. Wow, ce drăguț arată! Ok, sincer, mi se pare că avem lucruri mai bune decât alții. Nu știu de ce, dar în aceste balconii, eu am văzut în filme că stau doar, nu știu, oamenii importanței societății. Deci, Răzvan, simte-te bine că am prins aceste balconii.
Wow, câtă lume! Știți cât de sus am plecat? Ok, tocmai am fost la musicalul Aladdin și a fost genial. Am plâns, am râs, a fost... Oh my God! Și ce perfecți au fost! Și au fost minunați! Deci au făcut totul perfect, pur și simplu. Uite acolo în spate, Aladdin the Musical. Și da, Răzvan, ce părere ai? Foarte șmecher, a fost... Da, și eu sunt ruptă. Dar chiar a fost super.